Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalare pentru cei născuți în semnul racului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în rac pentru iunie 2019. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru vizionări, pentru like-uri, pentru comentariile frumoase și pentru, evident, abonările la acest canal, încrederea pe care mi-o acordați și susținerea emoțională, energetică pe care o simt din partea voastră. Am amestecat cărțile și am scurte mesaje pentru unii dintre voi. Din setul acesta de cărți a sărit creativitatea. Am simțit nevoia să o pun departe. Creativitatea, evident, este o arcană majoră, una dintre cele mai frumoase. Evident, eu ca artist rezonez foarte bine cu ea. Bănuiesc că și voi aveți o latură artistică, în general racii, fiind foarte sensibili, rezonează bine cu arta și cu tot ce ține de exprimare artistică. Și bănuiesc că sunteți invitați să vă explorați creativitatea, să vă exprimați, nu doar explorați, și să simțiți la un moment dat, să vedeți că îndrăznind veți putea avea un spor special, o abundență la care nici nu v-ați așteptat să o întâlniți atât de curând. Doi, 4, 6, 8, 10, 12 stele are această femeie. În acest moment simt nevoia pentru unii dintre voi pentru că femeia are 12 stele. 12 zodii. Da, cred că cei care lucrați cu voi intens începeți să manifestați femeia divină din voi. Intrați într-o stare în care începeți să exprimați 12 aspecte ale voastre într-un fel foarte complex, unic și creativ. Reprezintă femeia divină, împărăteasa. Și este interesant că v-a apărut împăratul și aici. O să vă spun la momentul potrivit. Probabil că unii dintre voi aveți șansa în iunie să vă întâlniți cu sufletul geaman. Da. Creativitatea înseamnă, evident, tot ce ține de creație. Dacă aveți legături intime cu cineva, fiți atenți. În cazul în care nu vreți să creați ceva în bortica voastră. O să amestec încă o dată cărțile. Am pus cartea la loc și acum o să le stai în fața voastră. RAC, soare, lună, Venus, ascendent în RAC, iunie 2019. Rebirth, renaștere. Prietenie. Ce frumos, ce frumos. Existență. Te-ai similar cu magicianul. Și supresiune. Nu este obligatoriu să fie câte o carte pentru fiecare săptămână. Dacă cumva până la sfârșitul lunii simțiți că energia corespunde, vă rog, transmiteți-mi. Dar nu este obligatoriu. Iar e interesant, fantastic. Deci am pus-o la loc, am amestecat și iar a apărut. Evident. Lucrurile confirmă, da? Probabil că aveți de-a face cu cineva, o relație dintr-o altă viață și evident că cea mai frumoasă relație dintr-o altă viață este cu energia voastră, cu sufletul vostru geaman, cu sufletul vostru geaman, împărăteasa, past lives, mai și nebunul. E un moment, un punct zero în care trebuie să ieșiți dintr-o cușcă, o cușcă mentală impusă, autoimpusă, unii dintre voi, sau asta e, o cușcă a șabloanelor, a șabloanelor societății, șabloanele familiare, voi știți. Renașterea este similar cu 10 de spade. Și 10 de spade este un ciclu de mari suferințe, mari trădări, mari probleme, greutăți, griji, dar pe care le depășiți. Cămila aceasta ce a fost? I s-au tot adăugat probleme, greutăți, situații peste situații. Dar acum cămila se transformă într-un leu periculos. Bine, periculos pentru cei care încearcă să-l trădeze, dar foarte prietenos pentru cei care știu să îl trateze cu onoare, cu valoare și cu prietenie, pentru că aveți și prietenia. Unii dintre voi renașteți după o perioadă de lungi probleme. Prietenia este similar cărții 2 de cupe, este semn de apă. Puteți fi dumneavoastră cu încă un semn de apă, mai mult sau mai puțin, sau aveți alături pe cineva care vă susține. Interesant este că cele două trunchiuri aduc cu semnul gemenilor. Poate în această perioadă a zodiei gemenilor puneți bazele unei prietenii speciale. Spun asta pentru că ați avut și nebunul, da? Punctul 0, aveți și existența. Intrați în existență cu cineva. Începeți să existați în viața cuiva, să renașteți în primul rând și să existați într-o nouă dimensiune, să înfloriți ca această femeie. Cred că probabil, evident, mesajul e pentru toată lumea, dar probabil că va fi mai mult pentru partea feminină sau pentru bărbații care au o atitudine mai feminină, mai pasivă, să zicem. Aveți 2 de 10, acum observ și este iar foarte bine, deși încadrează cele două cărți, 1 și 2. 1 și 2. O evoluție. Este o evoluție. Un pas. Mic, dar astronomic dintr-un alt punct de vedere. Poate în aparență pământan poate să pare un pas mic, dar la nivel universal poate să fie imens. Ca această cometă care traversează cu o viteză fantastică printr-un spațiu dat. Probabil că săriți de la suferință, de la probleme, de la greutăți, de la stres. Poate că unii, zecele, e similar cu 10 de bâte. 10 de bâte uneori povestește despre o persoană căsătorită cu multe responsabilități. Pentru cei care renunțați la o căsătorie sau o relație de lungă durată care v-a creat multe probleme, aveți șansa să intrați într-o nouă existență cu o persoană, mai mult sau mai puțin semn de apă, o persoană foarte apropiată. Poate să fie acest twin flame, flacără geamăn, pentru că v-am zis, v-a apărut împărăteasa, da? De 2 ori aveți vieți anterioare, aveți nebunul, o luați de la 0, după o situație revin, da? Ia uite, pe care ați amânat întâlnirea cu sufletul geamăn sau s-au amânat lucrurile pentru că a trebuit să experimentați această cușcă dintr-o perspectivă. Dumneavoastră sau ei, cred că e mai mult despre dumneavoastră. Vai, ce frumos să vă mai arăt un pic. Îmi place să vă mai arăt așa câte un pic. Da? Lucrurile au mers foarte încet, cavalerul de monede. Au mers foarte încet, ca această țestoasă care abia se târșie. Și totuși, iar aveți 3 de cupe. Da? Iar semn de apă, iar bucurie. Și după 3 de cupe ce aveți? Îndrăgostiții. Îndrăgostiții similar gemenilor. Probabil că în perioada acestei zodii ceva special se va întâmpla. Cred că unii dintre voi, eu așa simt și parcă mă și înfior un pic când vorbesc. Unii, nu toată lumea, unii vă veți întâlni cu flacăra voastră geamănă. Acum ce va urma vom trăi și vom vedea. Pentru că lucrurile se relevă în parte, revelă, în fine. Doi de cupe, prietenia asta specială. Poate unii dintre voi ați negat-o sau ați amânat-o, cum arăta și cartea mai devreme, din cauza problemelor și acestor responsabilități care v-au ținut ca și când ați fi într-o închisoare. Așa simt acest personaj. Dureri de cap legat cu funii, dar simt un vulcan undeva care stă să erupă și parcă încep pereții să crape. Poate, da, e semn de foc. Poate unii aveți de a face cu un semn de foc sau aveți planete în semn de foc, poate aveți doar lună în semnul racului sau eu știu ce altă planetă și aveți planete în semn de foc. În fine, mai mult sau mai puțin e important. Important este energia. Dar îmi place foarte mult. Ați avut 0 aici la baza setului de cărți. Aveți 1, 2 și mai devreme ați avut și 3. 3 iarăși și în creativitate, care reprezintă împărăteasa, da, femeia divină. Și să nu uităm că vă așteaptă la sfârșitul etalării și împăratul, bărbatul divin. Pentru unii. Intrați într-o nouă existență, într-un nou stadiu al unei prietenii. Poate această prietenie trebuie să renască după ce unul dintre voi a trădat într-un fel sau altul și celălalt s-a simțit oprimat. Voi știți mai bine, sunteți mulți în semnul racului, mulți cu planete, poate în alte zodii, dar cu planete în rac. Da, e frumos ce v-a apărut. Îmi place când apar cărți frumoase, îmi place când văd transformarea. Și când văd că se schimbă energia. Din setul acesta de cărți au sărit două cărți și am simțit nevoia să vi le pun deoparte. Inițial a sărit 2 de spade, iar, similar cu zodia Gemenilor, moment important, decizii importante. Apoi a sărit, ce a mai sărit? A sărit eremitul, invers. Probabil că unii dintre voi ați blocat pe cineva. Pentru că acest semn ce poate fi un X, blocați pe cineva, țineți la distanță, pentru că probabil ați avut nevoie de liniște să vă înțelegeți niște aspecte ale voastre, un aspect mai mult întunecat al vostru, ați avut nevoie să găsiți răspunsuri la niște întrebări, să vă găsiți lumina interioară. Ei, și după acest proces în care voi ați blocat pe cineva, ați luat decizia să ieșiți, unii dintre voi, nu toată lumea, să ieșiți din această izolare. Poate începeți să comunicați cu cineva cu care nu ați comunicat de ceva timp. Gemeni, balanță, vărsător, fecioară. Dacă vă spune ceva, voi știți. Mai amestec încă un pic. Ele sunt amestecate. Ați văzut ce interesant a apărut împărăteasa, creativitatea, de 2 ori data trecută, interesant. Ok. Rac, Soare, Luna, Venus, ascendent în Rac, iunie 2019. Ok. Energia centrală. Da, e clar că trebuie să discutați serios cu cineva, regina de spade. Regina de spade, înconjurată de fluturi. Ce înseamnă fluturele? Puteți asculta un pic la Psihe și Eros. Fluturele reprezintă mintea noastră, transformarea, da? De la larvă la minunăția aceea colorată și super delicată. Da, o transformare care e dureroasă, care necesită exprimarea unui adevăr. Altfel, lucrurile nu pot evolua. Probabil această sabie taie coconul ca să iasă fluturele, să renască, că ați avut renaștere. A fost oprimat într-un cocon de responsabilități, de griji, de probleme, de iluzii, de șabloane, de ego, da? Cineva, că sunteți voi, că e un semn de aer, că e altcineva care reprezintă această energie. Trebuie tăiat acest cocon, trebuie discutat adevărul. Și apoi, renașterea, fluturele, interesant, da? Regina de spade. Ce blochează? Temperanță, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Temperanța. Semnul săgetătorului, mai mult sau mai puțin, nu, asta e important. Nevoia de echilibrare emoțională. Pe de o parte, vă doriți să spuneți adevărul, să nu mai permiteți ocolișuri în relația sau în jurul vostru, să nu permiteți minciuni sau trădări. Și pe de altă parte, sunteți chemați la vindecare. Și sunt două energii destul de contradictorii. Una e mentală, sobră. Da, ok, ați fost răniți. Aveți motive să fiți sobri, aveți nevoie motive să cereți adevărul, să cereți dreptate, să cereți sobrietate, reguli, dar sunteți chemați mai întâi la vindecare și aici este provocarea. Care din cele două energii le manifestați? Pe care din ele? Trebuie să vă echilibrați emoțional și rațional, să fiți în echilibru din toate punctele de vedere. Lucrați intens cu ceacrele voastre, vorbiți cu îngerii, rugați-vă. Semn de foc, triunghiul, da. Și totuși, conexiunea la emoții. Emoții curate. În trecut. Aceștia sunteți voi, cred, sau un alt semn de apă. Regina de cupe, două regine. Reginele sunt mature. Reginele au valoare. Dar regina de cupe, dacă cealaltă cheamă la discuții și la adevăr, regina de cupe este cea care hrănește, tolerează. Probabil că în trecut ați tolerat, ați dorit să oferiți cupa voastră unei persoane. Evident, nu orice fel de persoană. Probabil că ceva s-a întâmplat, dacă voi sunteți aici, de v-ați transformat din această energie sensibilă, emoțională, v-ați transformat în această sobră, dură, dar da, dreaptă, regina de spade. Dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva. Este o energie, poate vă gândiți la un semn de aer, mai mult sau mai puțin. Sau aveți planete în aer și le manifestați. Mai mult decât planetele, decât luna sau... Ia uite, iar luna, că tot am vorbit de lună. Iar semnul racului, al peștilor sau al scorpionului. Niște secrete. Niște secrete, că doar... Da... Trebuie discutat adevărul, aveți nevoie să discutați, să aflați adevărul într-o privință. Secrete, coșmaruri pentru unii dintre voi. O lume ascunsă, emoțională, evident. Nu știți dacă să mergeți înainte sau să rămâneți în apele acestea care uneori pot fi... tulburătoare. Aveți nevoie de aer. Aveți nevoie să evoluați, să mergeți, să schimbați locul, dar nu vă e teamă. Aveți în preajmă doi oameni, un dușman și un prieten. Nu știți pe drumul acesta cine va fi alături de dumneavoastră. Și din acest motiv aveți nevoie de adevăr. Aveți nevoie de adevăr. Prieten sau dușman, latura voastră, feminină și masculină, plusul și minusul, întunericul, umbra voastră, poate vă e frică de umbra voastră, ca să nu implicăm musai încă o altă persoană, pentru că putem citi cărțile multe feluri. Poate că în ultima vreme v-ați descoperit o latură mai întunecată și trebuie să o țineți într-un control. Dar, repet, poate să fie și o situație în care v-ați dorit să oferiți dragostea și totuși aveți parte de niște secrete din partea cuiva. sau nu înțelegeți. Poate persoana nu are secretă, dar vi se pare ciudată, confuză, ambiguă, nesigură. E un teren care nu vă creează siguranță. Da. Ah, ce frumos! Cine a avut? Au avut și gemenii în aceeași poziție. Poate, da, unii aveți de-a face cu o persoană în semnul gemenilor sau aveți planete în gemeni. Fiți atenți, urmăriți și etalarea lor. Ei au avut, în loc de regina de cupe, a avut 5 de cupe. Probabil că cuiva este dor de dumneavoastră. Au fost niște situații în cazul în care aveți planete acolo, da? Ei au avut... 6 de monede, o situație dezechilibrată, da, poate din cauza unor secrete. Și 2 de bâte, decizii, și aici 2 de cupe, nevoia de echilibru emoțional. În fine, energia care, pentru cei care aveți planete în gemeni, nu pentru toată lumea, evident, scuzați în paranteza, energia care va guverna această lună este foarte frumoasă. 10 de cupe, similar cu soarele. Varianta 3D. Bucurie maximă. Poate mergeți undeva la țară, vă bucurați de natură, în parc, cu copiii dacă aveți o familie. Vă bucurați. Fiind iunie, poate la sfârșitul lui iunie, unii dintre voi vă sărbați ziua. În cazul în care cineva, chiar pentru că ați avut creativitate împărăteasa, dacă veți fi mămici, probabil că vestea vă va bucura foarte mult pe unele dintre voi. Viitorul apropiat, turnul, wow, turnul. Turnul uneori poate să fie și o întâlnire intimă care se termină într-un mod... neașteptat de pasional. Avem, da? Este un simbol falic până la urmă, da? Asta pentru că ați avut creativitate. Dar este o situație neașteptată, în viitor apropiat, un eveniment neașteptat se întâmplă. Nu este obligatoriu să se dărâme ceva, poate începeți reconstrucția pentru că aveți rebirth, aveți, da, supresiune, cum a fost și mai devreme, dar ceva explodează într-o situație și începeți reconstrucția voastră sau a relației cu cineva care vă face fericit. Poate unii dintre voi veți afla adevărul despre aceste secrete într-un mod neașteptat, unii dintre voi. Și va trebui să vă temperați pentru că vă provoacă probabil această veste neașteptată sau bucurie neașteptată. Pe vertical aveți o carte foarte frumoasă, Regina, 2 regine, da? Temperanța și 10 de cupe. Poate și bucuria să vă dezechilibreze emoțional și de aia este provocarea. Să vă țineți în control și să vă concentrați pe vindecarea voastră. Turnul. Cineva renunță la ego. Avem o coroană, da? Cineva renunță la ego și ar fi nemaipomenit pentru că am văzut și împăratul. Sfatul. Wow, ce frumos! Dragii mei, sper să continui etalare tot așa cu cărțile frumoase. Asul de cupe. Sfatul. Îndrăzniți, îndrăzniți și luați această cupă oferită de divinitate pe care ați așteptat-o de fapt. Poate voi oferiți, poate vi se oferă, poate vi se umple cupa sau poate ciocniți, pentru că prietenia ce a fost mai devreme reprezintă 2 de cupă. Ciocniți cupele, aveți o întâlnire cu cineva, ciocniți 2 pahare de vin, de ciofi, de emoții cu cineva și începeți o relație frumoasă, emoțională, care vă copleșește, curge apa, curg emoțiile, poate și plângeți, pentru că aveți 10 de cupe, unii veți plânge de fericire. Mi-aș dori, e frumos, e cel mai frumos motiv să plângem de fericire. O iubire care vă vindecă. Ce frumos! Asta ar fi sfatul. Să oferiți și să primiți această cupă. Voi știți despre cine e vorba. Poate că e bine să lăsați această lună în trecut, aceste secrete, da? Poate veți afla niște secrete într-un mod neașteptat. Și veți înțelege de ce s-au amânat niște lucruri și veți renaște la o nouă existență. Exterior, vai de mine, ce frumos! Vai de mine, vai de mine! Doi de doiași. Oferiți, primiți. Primiți, oferiți. Parcă, am zis mai devreme, parcă ați ciocni cupele. Bine, aici nu-i cupă, e o monedă. Primiți un dar. Un gest care reflectă valoarea pe care cineva o vede în voi. Poate începeți o relație cu un semn de pământ. Unii dintre voi. Semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Mai mult sau mai puțin. Poate are planete în aceste zodii. Este o energie stabilă, este un dar divin. Da, darurile divine vin prin oameni. Cineva vă oferă o prietenie de lungă durată, stabilă, cu care intrați într-o nouă existență, da? De aici am păstrat cartea. Să nu uităm, da? Prietenie, da? Doi de cupe, v-am zis mai devreme, doi de cupe. Și o nouă existență, e magicianul, cu alte cuvinte. Manifestați, manifestați un nou stadiu, o nouă dimensiune. Intrați prin această poartă într-o nouă dimensiune a vieții voastre, care vă va provoca spre creștere. Trecând de această ușă, acest portal, intrați într-o grădină. Aveți un munte de urcat, aveți de evoluat. Vor fi greutăți. Dar va trebui să ajungeți în vârf dacă oferiți încrederea acestei, eu știu, cine vă oferă? Voi știți cine vă va oferi. Îmi scrieți, vă rog frumos. De ce vă este frică? E clar, iau ce frumos așezat. Vă este frică? Vă este frică de gândurile voastre. Probabil că aici sunteți voi, gândindu-vă la trecut, la secrete. Poate e altcineva. Voi știți mai bine. Griji multe, fără rost. Fără rost. Poate aveți planete în semnul gemenilor sau în semne de aer și vă faceți prea multe griji, prea multe griji, prea mult stres. De asta vă este teamă, că nu puteți să renunțați la stresul ăsta mental. Dar renunțați, domnule, că aici e provocarea, să vă vindecați. Lăsați gândurile. Concentrați-vă pe emoții și pe curățarea voastră, interioară, spirituală. Vă așteaptă mari bucurii. Vai, iau-te, 9 de cupe. Deci s-au vorbit cărțile să ne inunde să vă inunde cu atâtea emoții. Apă, apă. Ăștia sunteți voi, evident. Pot să fie și ei foarte bucuroși că sunt în preajma voastră. Ce vă doriți? Vă doriți să fiți fericiți, evident. Că doar ați avut ce ați avut. Să vă arăt ce ați avut. Unii dintre voi. Ați fost sub presiune, da? Sub presiune și aveți renaștere. Și, evident, cum vrea omul să renască la o nouă dimensiune, dacă nu, fiind fericit. Poate unii veți bea mai mult, că tot am vorbit de cupe de ciocnit pahare. Mergeți la o petrecere nouă, e semn spiritual, este cifră spirituală. Toate emoțiile astea vă mențin într-o vibrație pozitivă și veți atrage abundență spirituală, fiind 9. 9, de la 9 la 10 nu-i decât o cupă. Nu-i decât o cupă. Și aici, cadar divin, vă doriți să fiți fericiți. Evident că vă gândiți mai mult la voi, dar voi nu aveți cum să fiți fericiți fără celălalt. Nu vedeți că e aceeași îmbrăcăminte? Da? Tot mă purpuriu. E aceeași persoană. Aceeași hăinuță. Ce frumos! Ce frumos! Vă doriți fericirea. Evident, evident. Poate cineva bea mai mult, dar bea de bucurie. Bea pentru că vrea să renască la o nouă existență. Vai, deci nu se putea mai frumos finalul, soarele. Soare, copilul divin. Împărăteasa, v-am zis, creativitate e similar cu împărăteasa. V-am arătat ce vă așteaptă mai târziu, împăratul în curând, da? Vorbim și despre el. Și copilul divin. Copilul divin este relația dintre voi, da? O relație, da, care vă trezește la o nouă viață. Vă bucură, bucurie maximă. Poate pe 19 va fi ceva, nu știu. Mai mult sau mai puțin. Semnul soarelui, zodia leului. Poate cineva are planete în leu? Sau ce puneți acum bazele acestei relații, acestui nou început, va culmina în august cu o mare bucurie pentru unii dintre voi. Am zis creativitate, copil, dacă rămân unele doamne, domnișoare, da? Anunțul unui copil care vă va face foarte fericit. Dar trecând peste copil, că nu toți o să aveți copilași. Este o mare bucurie. Copilul interior. Trezire la o nouă înțelegere a voastră, a partenerului, a relației în sine. Ce înseamnă o relație? Ce înseamnă să trăiți într-o vibrație pozitivă? Cum veți atrage alte bucurii, una după alta, una după alta. Așa simt. Oh, Doamne, ce frumos au vorbit cărțile! 4 de bâte reprezintă relație de lungă durată. 2 și 2, twin flame, am zis mai devreme, flăcări gemene, da? Repet, unii, nu toată lumea, dar unii vă veți întâlni cu flacăra voastră geamănă. Și acesta e un nou început, tot așa, e similar și eu și Victor, e similar cu varianta 3D a astrului de monede. Un nou început. Cineva vine cu un dar, cu niște scuze, cu niște soluții. Să puneți bazele unei relații de lungă durată. Mare bucurie și victorie. 6 de bâte. Și Domnul, regele de monede. Poate să fie semn de pământ pentru unii dintre voi, Taur, Fecioară sau Capricorn, care vrea să fie stabil. Iau-te, la distanță. Începeți un nou capitol, lumea, da? Ați încheiat un capitol și acum începe renașterea. Mesaje. Pasionale, mai mult sau mai puțin, semn de foc, evident că e pasional, da? Mesaje rapide, la distanță. Frumos, 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 dragii mei, răcișori, răculeți, cum vreți voi să vă numiți. Foarte frumos, mi-aș dori să-mi povestiți ce se va întâmpla, evident, mai încolo, că etalarea e pentru iunie. Oh, din seria cărților...